Salutare, salutare, dragi urmăritori! Bine ați revenit pe acest canal sau bumenii celor noi! Astăzi, după cum vedeți, mă aflu într-un alt loc, mă vedeți într-un context diferit față de obicei, față de cum v-am învățat. Dar, având în vedere că am tot pomenit de câteva ori pe canal aici, pe unele videouri mai vechi, că am deschis un magazin, am zis că profit de moment, astăzi o trebuie să vin aici să mă locuiesc un pic pe soția mea și fiind un moment așa mai de liniște, mai un moment mort, pentru că e ora două, cred, și lumea e cam acasă la masă sau își face siesta, e și sărbătoare astăzi, nu e foarte mult lume pe drumuri. Lumea odihnește. Am zis că să profit de moment, să vă fac un video de aici, să vedeți un pic ce am reușit aici să facem, ce magazin am deschis și eu știu, poate vă inspiră pe careva, poate pe viitor vă gândiți careva să vă deschideți un magazin. Vreau să vă zic și în mare și cam care a fost scopul, de ce am deschis magazinul ăsta, pentru că nu a fost așa ceva foarte, nu, ceva care mi-am dorit eu de când mă știu să am eu magazin sau nici pe departe. Am avut un scop și o să vă spun ceva despre ce e vorba. Și cam asta, să vă arăt un pic ce avem pe aici. Mai că încep de aici, de afară, de la intrare. Fiind destul de mic magazinul, suntem oarecum nevoiți să ieșim cu o parte din marfă aici afară. Aici pe terasă, e un pic de terasă aici, nu-i, nu știu ce, e un metru lățime pe 3 metri aici la intrare. Și scoatem o parte din legume, din fructele, scoatem aici și mai punem și aici jos, pe masă, pe niște lăzi momentan. Pentru că nu e destul spațiu, efectiv. Și pe urmă, în interior, aici continuă standul de legume fructe. În partea asta avem și băuturi, aici un frigider mic cu sucuri. Pâine am început să aducem. Nu, pâine nu avem de mult timp, de câteva săptămâni. Practic e un magazin alimentar. Un frigider mai mare. Asta e în spate la tijghea. Eu zic că la cât spațiu avem aici, am reușit să punem destul de multe produse. Am încercat să folosim fiecare colțișor după aici. Era singurul mod în care puteam să punem mai multe produse. Asta aici un mic spațiu unde am pus în mare parte produse din astea de spălat, de curățenie, de îngrijire personală. Și mai avem un pic de depozit aici în spate. E destul de limitat spațiu, trebuie să recunosc, dar încercăm să-l folosim la maxim. Am pus aici niște rafturi și bineînțeles că e plin pe aici. Cam așa arată din față.
Ați văzut ce este înăuntru? Aici probabil cel mai indicat era să fie o reclamă cu firma și, nu știu, magazin alimentar, magazin mixt, cum vreți voi. Eu de fapt ne-am pus aici un banner ăsta de când l-am deschis, unde apare exact cu ce mă ocup eu, nu prea are nicio treabă cu magazinul. Bine, vara când o să fie răsadurile și flori, probabil are un pic de legătură, să zic așa, dar momentan, păstă iarnă, n-are nicio treabă cu magazinul. Tocmai din cauza asta multă lume face confuzie, cine nu știe și trece pe aici și vede. Dacă se uită numai la pancartă, zice că e ceva florărie aici, dar de fapt nu e. Ați văzut un pic despre ce e vorba. Acum, sincer, nu aveam niște planuri de mult gândite, să zic că să-mi deschid un magazin alimentar. După cum ați văzut și reclama în față, eu sunt acolo, între plante, gândul-mi e acolo, treaba mea e acolo, că altfel puneam cu tot o altă reclamă aici, deci e o greșeală până la urmă, pentru că eu, practic, în loc să-mi promovez magazinul, îmi promovez plantele. Dar, nu știu, așa am decis eu pe moment. Am considerat că lumea mă cunoaște pentru ce e acolo, nu pentru ce am făcut de aici și așa am considerat că ar fi bine. Dar, bineînțeles, scopul a fost și pentru că am vândut în toamnă aici produsele noastre, legumele, cel puțin o parte cât am mai apucat și am vândut și crizanteme aici afară. Și bineînțeles că vom vinde răsaduri, vom vinde, deci în ideea asta am pus și reclama așa, dar în schimb, repet, nu ne-am dorit eu foarte mult un magazin de felul ăsta. Inițial am zis că o să deschidem un aprozar pentru că e ceva ce ne reprezintă, producând legume, dar, pe urmă, pe parcurs, la scurt timp, adică cu puțin timp înainte să ne hotărâm în sfârșit să deschidem, am zis că hai totuși să facem un mix, pentru că nu se știe ce va fi iarna, cât de bine o să vândă fructele, legumele și am zis că mai bine să mai avem și alte produse. Vom merge înainte așa. Și mai vedem pe parcurs ce decizii mai luăm. Scopul practic era să deschidem un magazin pentru a avea un punct de desfacere cu produsele pe care le producem noi, dar am zis că nu ne putem baza numai pe ce producem noi și atunci trebuie să umplem cu ceva magazinul. Așa că ne-am extins cu dietate. Recomandări prea multe nu pot, nu știu să vă fac, nu reușesc să vă fac pentru că pentru mine e ceva nou. Sunt într-o perioadă de învățare cu magazinul, încerc în stânga, în dreapta să văd și eu ce trebuie să mai fac, cum să fac ca să-l fac cât de cât să meargă, pentru că nu e foarte simplu, ieși într-un orășel unde mai sunt 30 de magazine până împrejurim și încă unul în plus nu poate să facă mare lucru. Și așa că caut în continuare soluții să-l facem să meargă. Nu pot să mă plâng. Funcționează acceptabil. Sunt mulți care deschid și în câteva luni se răzgândesc, pentru că au ajuns la concluzia că nu e ceea ce își imaginau. Eu n-am avut așteptări foarte mari, recunosc. Știam că urmează iarna, știam că urmează o perioadă în care pot să zic că nu trebuie, nu era indicat să-ți faci speranță că
lucrurile merg ca pe roate, deci trebuia să ne așteptăm la o perioadă mai grea, dar vrem neapărat să îl avem în continuare pentru perioada de vară, pentru sezon, când vom avea produsele noastre, tocmai pentru a nu fi nevoiți să stăm în piață, să nu știu, să vindem marfa în gro, pentru că eu nu sunt prea de acord cu vânzarea mărfii în gro, adică nu producem o marfă care e pentru în gro, și atunci tocmai de asta am decis să deschidem magazin. Ce să vă mai zic? Dacă vă tentează vreodată să vă deschideți un magazin, fie el cum o fi, mai mic, mai mare, orientați-vă bine unde îl deschideți, să vă asigurați că aveți, că sunt oameni și mulți oameni, pentru că mai ales dacă nu ești cunoscut și te duci într-un loc unde nu este lume, nu este populație, șansele sunt foarte slabe să reușești să faci clienți. Bineînțeles, dacă vii cu ceva chestii mai noi, eu știu, nu știu să vă zic, dar ce am observat eu, că cam trebuie să mergi unde sunt oamenii. E mai greu să-i aduci pe oameni la tine, adică să iei dintre magazine, să-i duci nu știu unde ți-ai deschis tu magazin, să-i faci să vină acolo să cumpere. Deci e foarte complicat. Poți să faci treaba asta în perioada în care ai niște produse bune, a tale mai ales, lumea deja te cunoaște și atunci vine pentru produsele tale. Dar cum e acum iarna, când toți ne bazăm pe Nederland și Polonia și Turcia și Spania și mai știu ce, cam greu convingi oamenii să vină la tine, să nu meargă la altul. Așa că, dacă aveți în plan așa ceva, gândiți-vă bine unde vă alegeți locul. Gândiți-vă bine, faceți-vă bine calculele că trebuie o căruță de bani, pentru că marfa asta nu a căzut din cer. Așa, până faci un stoc considerabil, trebuie bani. După aia trebuie să-l menții, să ai de tătie, să ai marfă tot timpul, nu poți să te lași fără produse. Și așa că e o perioadă în care nu prea poți să-ți faci planuri de că oare ce fac cu banii pe care îi câștig, pentru că nu-i câștigi, îi bagi înapoi. Nu știu cât va dura, nu știu să vă zic, n-am atâta experiență, dar durează un timp destul de îndelungat. Cu siguranță cine nu a avut niciodată contact cu așa ceva, cu comerțul, cu, nu știu, să-și deschidă ceva, un magazin, orice, unde trebuie să bagi bani în marfă, nu știe despre treaba asta, ai deschis un punct, un magazin, ceva, fie ce-o fie, un restaurant, lumea deja te vede profitabil, te vede că vinzi, zice, faci bani, dar tu de fapt ai mult de muncă să-ți recuperezi banii pe care i-ai băgat. Așa că luați bine în considerare câte cheltuieli o să aveți, cât vă costă chirie și așa mai departe, pentru că să nu pățesc cum pățesc mulți care deschid și în 3 luni de zile închid, trag ratile. Și ce se întâmplă? Ai cheltuit niște bani, ai investit, banii nu i-ai mai văzut, s-au dus. Pa. Așa că eu, de felul meu, am mai multă răbdare, probabil. Am investit mult și în partea cealaltă cu solariile și cred că încă mai durează până pot să zic așa că ies pe profit, adică până îmi recuperez eu toți banii, ca să nu mai calculez anii de muncă pe care i-am băgat acolo, până recuperez tot, durează ani, dar na, cum am zis, multă lume lucrurile astea nu le vede, vede numai momentul, știi? Vine acolo la tine, wow, ce fain,
vine, te vede că vin niște răsaduri, niște roșii, vai, ce de bani faci, dar nu știi ce a fost în spate, nu știi că tu ți-ai băgat acolo 15 ani de muncă, până în străinătate și pe unde mai lucrat, și tragi și investești în continuare în speranța că într-o bună zi reușești să vezi iar banii aia. Nu știu dacă îi mai vezi sau dacă îi mai vezi vreodată tăți grămadă, dar rămâne de văzut. Cam atât, nu mă mai lungesc cu poveștile. O zi bună vă doresc. Sper să vă facă plăcere materialul ăsta și ne revedem curând acolo unde e locul între plante. O zi bună, toate cele bune!